Vă invit să deschidem scripturile în Cartea Proverbelor, la capitolul 31. Vom citi de la versetul 10 în continuare, Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 31, începând cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de ien și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca-i merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit și își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinele nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mi-ar fi plăcut să predic astăzi despre David, dar Laura, ea mi-a dat textul, să nu credeți că am ceva cu acum. E greu să vorbești despre femei, femeilor. În ziua aceasta o să vorbim despre superfemeia, mireasă văzută prin ochii soacrei. Ce am citit este sfatul unei mame pentru băiatul ei. Ce calități ar trebui să aibă o mireasă, o femeie, ca să devină mai târziu și mai ales că era și regină. Deci cea cu aceste calități urma și ea la rândul ei să fie regină. Și ne punem de multe ori întrebări, fetele au visuri, vor să fie binecuvântate, vor să fie fericite și de multe ori fericirea este văzută cu alți ochi, este văzută prin prisma altor și altor calități pe care ar dori viața să le aducă. Însă în această zi, citind acest pasaj, am găsit multe, multe, multe calități. Sunt multe, nu vă spun de la început câte sunt, să nu vă sperii, dar sunt multe tare. Însă ce pot să spun de la bun început este că a fi creștin sau o femeie creștină nu înseamnă doar a avea o religie. Pentru mulți, a fi creștin înseamnă să ai o religie, să ai niște convingeri religioase, niște practici sau tradiții pe care le practici cândva, niște dogme, crezuri sau cum vrem să le numim noi, însă a fi creștin înseamnă un caracter, a fi creștin înseamnă un anume mod de viață. A fi creștin, o să vedem, înseamnă și să fii harnic și să fii corect și să te relaționezi bine cu cei din jurul tău. A fi creștin nu e o chestiune doar eu și Dumnezeu. Pentru cei mai mulți și pentru cele mai multe religii, religia era doar o relație cu Dumnezeu și atât. Din când în când te rogi, din când în când te închini, mergi la biserică, faci și tu ceva religios. A fi creștin înseamnă caracter. Înseamnă niște principii etice, niște principii morale, norme de comportament în biserică, norme de comportament în societate, norme de comportament în familie. Și de aceea am văzut aici femeia aceasta, sau cum urmesc eu, superfemeia, pentru că e ceva
Într-adevăr, totul pornea de la o întrebare retorică. Cine poate găsi? Cine poate găsi? Deci trebuie să fie și băiatul în stare să o găsească. Pentru că mulți nu prea văd bine, se uită la altceva și de asta e greu pentru unii să o găsească. E vorba de calități spirituale, e vorba de calități psihologice, emoționale, e vorba de calități practice, e vorba de calități fizice, o să descoperim și asta, o femeie care își oțelește brațele, calități comportamentale, știe să se poarte, știe să capete un prestigiu, un bun nume la porțile cetății, știe să apară în față, știe să se poarte în societate, capacități intelectuale, știe să administreze, știe să organizeze, capacități relaționale, administrative, multe, multe calități. Dar o să mergem fugitiv prin ele, pentru că v-am spus, sunt foarte, foarte multe și rămâne apoi, aici nu scrie numele, nu știu, probabil zice Laura. David, o să ne spui tu peste 5 ani, 10 ani, dacă despre ea era vorba. Da, nu s-a scris un nume, nu s-a scris un nume aici, așa că pentru mine personal e ferice, pentru David e Laura, pentru alții ea, fiecare cum gândește. Și asta ține în primul rând de tine, dar și de tine, David, ca să o vezi, să o apreciezi, să o înțelegi și să o ajut să fie cât mai calitativă, dacă putem spune așa. Pentru că toate aceste calități nu se dobândesc doar. Cei mai mulți cred că e o chestiune genetică. M-am născut așa. Dom'le, m-am născut, eu așa dorm eu până la amiază, că așa m-am născut, așa e în genele mele. Nu e așa chiar. Totul ține de disciplină, totul ține de decizie, de ce îți pui în minte, de ce vrei, care este nivelul la care vrei să ajungi. Dacă ai un nivel jos, atâta vrei, ai mâncat, ai băut un pahar cu apă, ai mâncat o pâine uscată și ți ajunge. Te mulțumești cu atât, ăsta e nivelul la care vrei să trăiești, e problema ta. Dacă ridici tacheta mai mult și vrei un nivel mai înalt, poți, dacă vrei. Dacă nu vrei, asta e. Deci nu e o chestiune genetică, nu e o chestiune să spui, eu așa m-am născut, așa sunt eu. Cei mai mulți cam așa merg cu ideea, cu scuza asta care nu poate sta în picioare. Așa sunt eu, așa m-a făcut mama, așa, nu. Toate aceste calități vom vedea că sunt niște calități care sunt controlate sau controlabile de noi. Și nu putem da vina pe alții pentru defectele pe care le avem și nu putem apoi să spunem că e datorită altora, ci foarte multe sunt chestiuni legate strict de voința noastră, de decizia noastră, de dorința noastră de a fi bine. De aceea trecem la treabă, da? Laura. În primul rând, cinstită. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Asta are de-a face, în primul rând, cu castitatea. Castitatea este o valoare, este una dintre cele mai mari valori pentru o mireasă, pentru o femeie care intră în căsnicie, nu după ce a trecut prin brațele nu știu câtor bărbați și a găsit și ea refugiul în final sau într-un sfârșit. E una și poate nu întâmplător, această soacră o pune prima pe listă, e cea mai importantă, ea e mai de preț dacă e cinstită. Are de-a face cu castitatea, dar are de-a face și cu corectitudinea, cu sinceritatea, cu a spune mereu adevărul, a nu minți, pentru că un lucru, cred că unul dintre cele mai urâte lucruri la o femeie este să mintă. Nu zic că bărbaților leșade să mintă, dar unei femei chiar că îi stă rău să mintă. Bogată. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Acum când spunem bogăție sau spunem bogat, pentru mine bogat înseamnă să ai tot ce trebuie. Nu înseamnă să ai milioane sau miliarde sau zeci de miliarde. A fi bogat înseamnă să nu duci lipsă, să ai tot ce trebuie. Să nu duci lipsă de venituri. Nu contează de multe ori suma pe care o ai, pentru că ce important este să ai tot ce îți trebuie. Ea nu duce lipsă de venituri. Face în așa fel încât să aibă câștiguri, să aibă intrări, intrate, cum le spun italienii, și asta e important. Asta înseamnă să fii bogat. Să ai din abundență.
Pentru că sunt oameni, sunt miliardari, care încă mai duc lipsă, mai au nevoie de ceva, încă mai au nevoie de o țară, mai au nevoie de nu știu ce, să mai cumpere, să mai facă, nu le ajunge. A fi bogat, adevărata bogăție, înseamnă să ai atât cât îți trebuie. Să spui, nu duc lipsă, nu duc lipsă, mi-e suficient, e bine. Asta înseamnă să fii bogat, să fii realizat. Bună, ea-i face bine și nu rău. Ați exprima bunătatea, ați propune întotdeauna să faci doar binele și nu răul. Și asta e vorba de soț, ea-i face bine lui și nu rău în toate zilele vieții sale, constant, nu odată, nu de 10 ori, nu în primii ani, ci în toate zilele vieții sale. A fi bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Este cel mai bun produs cosmetic, bunătatea. Să fii bun, să manifesti, să exprimi bunătate. Este lucrul poate cel mai plăcut la o femeie. Să-și exprime bunătatea, mai ales față de soțul ei. Descurcăreață. Ea face rost de lână și de in. Știm noi românii, în general suntem foarte descurcăreți. Am trăit într-o economie în care lucrurile nu prea se găseau și trebuia tot mereu să faci rost. Cele mai multe lucruri pentru italienii, trebuie să știi, cele mai multe lucruri pe timpul comunismului, cel puțin în vremea mea, se vindeau pe sub teșghea. Adică rafturile erau goale și magaziile erau pline și trebuia să faci rost, să te pui bine cu magazionerul și spunea vino și găsim, facem rost. Și românii de obicei fac rost, știu, la capitolul ăsta nu insist prea mult. Ea face rost de lână și de in, de materie primă, are mereu, face rost, se descurcă, începe să găsească, să caute, dar mereu face rost. E ușor să spui, nu e criză, gata, nu se poate, n-am găsit, nu mai sunt, s-a terminat. Nu, femeia care nu se dă bătută, descurcăreață, ea face rost. Harnică. De mai multe ori apare expresia asta, dar cel puțin versetul 13, eu le-am luat în ordinea versetelor cu respectivele versete ca să le putem înțelege potrivit Scripturii. Ea lucrează cu mâini harnice. Acum, dacă ești bogată, dacă ești prințesă, dacă vei fi regină, mai are rost să muncești. Mai are rost. Pentru mine e absurd. Am întâlnit astfel de fete, femei care spun, m-am mărit, eu o să-mi permit, îmi iau soț cu bani sau o să ajungem noi să ne îmbogățim și eu n-am nevoie nici măcar să fac mâncare. Că eu o să mâncăm la restaurant, să mai spăl vase, să nu mai aranjez masa, totul să fie acolo și eu să nu fac nimic. Cum vede această regină, deși putea să-i dea și are ale slujnice, dar observăm că ea lucrează cu mâini harnice. Ea lucrează cu mâinile ei. E acolo un verset, spunea, nu-l pun acum, dar s-a citit, ea pune mâna pe furcă. Nu-i furca aia cu care se întoarce fânul, dacă e periculoasă. Nu, e vorba de furcă și de fus, erau cele instrumente cu care se lucra, se pregătea lâna, se făceau textilele în general, da? Deci e vorba de furca aceea, pentru țesături era folosită. Femeie care lucrează și nu e o rușine să muncești. Și sunt și oameni bogați și sunt și miliardari care știu să spele o farfurie, care știu să pregătească și ei masa și femei foarte bogate care pot să pregătească ele masa direct. Nu e nicio problemă, nu e o rușine. Asta vede aici această femeie că trebuie viitoarea ei noră să aibă aceste calități deosebite. A fi harnic înseamnă a fi creștin. A fi creștin înseamnă să fii harnic, să lucrezi, să te ocupi cu ceva. Nu înseamnă visul tuturor să am bani ca să nu mai lucrez, ca să nu mai fac nimic.
să am timp de live-uri pe Facebook, Instagram, comentarii, toată ziua, pe oriunde, numai în bucătărie, nu mai niciodată, mâna pe mătură. Acum nu mai există furca și fusul, dar acum mătura, aspiratorul, spălătorul de vase sau, mă rog, câte mai sunt acolo, ustensile în bucătărie. Administratoare. În general, în muncă și oriunde, jumătate din succes îl garantează administrarea, organizarea. Organizarea este măcar jumătate de muncă, dacă nu și mai mult. Adică dacă nu te organizezi, munca ta este falimentară. Foarte mult contează să știi să te organizezi, să știi să-ți administrezi, să administrezi timpul, să administrezi resursele, prioritățile, modul în care lucrezi. Foarte mult contează administrarea și femeia asta știe să se administreze, se scoală când încă este noapte, dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Așadar, femeia asta nu e o amărâtă care trebuie să muncească pentru că n-are ce mânca, dar ea știe că e o calitate asta a muncii, știe să-și administreze timpul, știe să-și administreze resursele de hrană casei sale, știe să organizeze pe ceilalți, împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale, adică are angajați, are angajate și știe să le împartă lucrul, adică să administreze nu numai viața ei, dar și pentru alții și tot ceea ce ține de casa ei, de bunurile ei, știe să le administreze. Contează atât de mult să fii o bună administratoare, Laura. Domnul să te ajute. Vizionară, sau am vrut să zic visătoare, dar probabil unele o să înțeleagă că trebuie să doarmă ca să viseze. De obicei așa înțeleg unii. Nu, vizionară înseamnă să vezi. Se gândește la un ogor și zice lui David să-l cumpere, nu? Se gândește la un ogor și îl cumpără. Nu are visuri din astea XXL care nu se pot împlini niciodată. Se gândește, ridică ștacheta, dar o și ajunge. Pentru că marea problemă a nemulțumirilor este că oamenii au așteptări înalte, dar fac prea puțin ca să ajungă la ele. Și mereu între ce vreau și ce am, e o diferență enormă și omul trăiește într-o continuă nemulțumire, neîmplinire. Ori femeia asta își ridică mult ștacheta dorințelor, așteptărilor, gândurilor, visurilor sale, dar le realizează. Că asta e împlinirea în viață. Ce ți-ai propus să realizezi? Să spui, m-am gândit la un ogor, gata, l-am cumpărat, e al meu. Nu mă gândesc toată viața mea, am visat mereu nu știu ce și n-am primit niciodată și n-am realizat niciodată și dau vina pe alții că nu mi l-au cumpărat, că nu mi l-au vândut, că nu m-au ajutat, că nu m-au împrumutat și ești nemulțumită. Ea este visătoare, vizionară, se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie, adică se gândește la viitor. Vizionară înseamnă și să vadă dincolo de aici și acum. Să vadă peste timp. O vie nu crește în două zile. O vie are nevoie de ani. Și te bucuri de o vie zeci de ani. Și sunt vii care au zeci de ani și chiar sute de ani. Asta înseamnă să fii vizionar, să vezi dincolo. Nu-ți faci o casă, bine că nu cade pe tine, cât trăiești tu. Și lași copiilor tăi ce? Dărâmături. Fii vizionar. Fă ceva bun să poți lăsa și altora. Pune ceva trainic, ceva care durează, ceva care rezistă în timp. Mai era un alt verset, ea vede că munca îi merge bine. Asta înseamnă să fii vizionar, să vezi, să vezi cu ochii cu care ar trebui să vezi. Foarte mult contează lentila cu care te uiți. Foarte mult contează cum vezi. Am făcut un experiment, eram în România, eram mai mulți când eram la misiune și am văzut acolo, făcuse soacră mea un... așa ca un buchețel, nu erau multe flori, le-a aranjat frumos, le-a pus pe ceva așa și eu am făcut o poză cu telefonul meu. Cum eram mai mulți acolo, am spus, faceți fiecare dintre voi la același buchet, din aceeași poziție, cu aceeași lumină, în aceleași condiții, faceți și voi poze. Și au făcut mai mulți poze, eram cred că vreo 10, și am pus la urmă toate telefoanele, unul lângă altul, să vedem cum au ieșit pozele. Diferențe de la cer la pământ. Același tablou, aceleași flori, aceeași culori, aceeași lumină, totul la fel.
dar ochii erau diferiți. Și atunci la unii erau culori vii, la altele șterse, la altele afumate, cum era? După cum avea fiecare telefon ochiul lui. Ei, la fel și în viață, vezi același tablou și unul zice cât de rău e, altul spune ce bine este. Depinde cu ce ochi vezi. De asta femeia asta vizionară are ochii spălați bine și vede bine. Vede că munca îi merge bine. Și o să mai revenim la capitolul acesta pentru că mai regăsim subiectul acesta. Puternică. Am auzit că femeia este vasul mai slab, mai delicată, mai fragilă. Dacă o să spuneți că sunteți fragile, slabe și nu mai puteți, o să ajungeți și mai fragile, și mai slabe, și mai mult nu o să puteți. Femeia asta își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Când eram copil, așa erau împrejurările, mama mea avea o muncă, se adunau cam toate femeile din sat, aduceau laptele acolo și dimineața stăteau toate la povești. Eu, de mic copil, mai ales iarna, intrau în casă, stăteau la câte o cafea, la câte un ceai și ascultam deseori conversațiile lor. Una din expresiile care mi-au rămas întipărite în minte, folosită de cele mai multe dintre femei, nu mai pot, nu mai pot, ceva mă doare, ceva nu mi-ajunge, nu mai pot, nu mai pot și nu mai pot. Și așa de mult am urât cuvântul ăsta încât nu mai pot nici eu să-l aud. Să spui mereu că nu mai poți. Ea își încinge mijlocul cu putere, să spui mereu. Și de aceea pentru mine personal motoul vieții mele a fost versetul meu preferat, e afirmația lui Pavel care spunea: pot totul în Hristos care mă întărește. Fii pozitiv. Spune, vezi ceea ce poți face. Pot totul în Hristos care mă întărește. O femeie puternică. Nu e o femeie slabă. Nu este așa de fragilă că se duce singură, fără să o atingă nici vântul. Ci o femeie puternică și oțelește brațele. Își încinge mijlocul cu putere. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea, neobosită. Tocmai că nu spune nu mai pot, este neobosită. Lumina ei nu se stinge noaptea întotdeauna, la ea se lucrează, la ea se realizează, timpul înseamnă bani și pentru ea timpul înseamnă, se organizează în așa fel lucrurile încât totul să funcționeze și atunci când dorm, pentru tine funcționează lucrurile, merg. Veniturile intră și totul e în continuă mișcare, nu se stinge noaptea lumina. Pentru ea nu există întuneric. Chiar și când doarme, ea câștigă. Cam asta vrea să zică. Optimistă. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Să fii optimist. Să fii pozitiv. Acum a căpătat o altă conotație, să fii pozitiv. Deși începe și asta să fie foarte bună. Mulți caută să fie pozitiv și în vremea asta. Să fii optimist, să vezi partea plină a paharului, să te bucuri de ceea ce muncești. Marea problemă a nemulțumirilor este că, de obicei femeile, întotdeauna se uită la alții și la altele. Ce poșete au altele, ce mașină au altele, ce casă au altele, ce haine au altele, ce au altele. E bine să știi unde trebuie să te uiți dacă vrei să fii fericită. Dacă vrei să fii fericită, nu te uita la altele ce au. Uită-te la tine ce ai. Uită-te la munca ta, uită-te la tine. Vede că munca îi merge bine. Mă uit la mine, e ok, e bine. Dacă mă compar cu alții și mă compar cu alții care sunt mai bogați ca mine, care voi fi mereu nemulțumit, voi fi mereu frustrat, neîmplinit, dezamăgit și voi fi supărat pe toată lumea, inclusiv pe Dumnezeu. Dar dacă mă uit la ceea ce am, mă uit la munca mea, mă uit la realizările mele, nu pot decât să spun, văd că merge bine, văd că este suficient, vede că munca îi merge bine. A fi optimist înseamnă să te uiți acolo unde trebuie și să te uiți cu ochii aceia în care să, cadrul să fie bine luminat, să nu fie întuneric, să fie cât mai viu colorat și asta ține de tine, e o decizie a ta. Tu decizi dacă vrei să vezi că munca îți merge bine sau nu, tu decizi. De asta am spus, sunt foarte multe calități care nu țin de alții, nu țin de naștere, nu țin de genetică, țin de alegerea ta, de decizia ta. Neînfricată.
nu se teme de zăpadă pentru casa ei. Nu se teme. De obicei, femeile sunt fricoase, nu? Și de un șoricel, și de un gândac, și de un nu știu ce, cât de mic, se tem. E bine, femeia asta nu se teme. Și a pus în minte că nu se teme. Nu are de ce să se teamă, pentru că s-a pregătit. S-a organizat în așa fel încât, da, vine zăpada, vine iarna, vine frigul, vine una sau vine alta, dar m-am pregătit. Asta contează foarte mult dacă ești pregătit, dacă te pregătești. Pentru că am văzut și oameni, nu se tem pentru că sunt pasivi, pentru că nu sunt interesați. Bă, vine iarna, n-am lemne, n-am nimic, n-am geamuri la casă, dar asta e. Nu, mă pregătesc, mă organizez și când vine iarna, eu sunt deja pregătit. Nu se teme, este neînfricată. Intrăm în subiecte mai delicate. Decentă. Ea își face învelitori. Una din scuzele femeilor este că nu mai sunt magazine. Și într-adevăr, eu știu ce înseamnă să găsești magazine care să vândă rochii decente, suficient de lungi, suficient de așa, e greu. Dar ea își face învelitori. O fi vorba de batic, poate, dar o fi vorba și de altele învelitori. O femeie care știe să își facă învelitori, ea știe că trebuie să se învelească și le face. Acum când moda înseamnă să te dezvelești mai mult decât să te acoperi, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, asta e moda, însă fata aceasta, care va deveni cândva regină, își face învelitori. Știe să se organizeze în așa fel încât atunci când iese, oriunde iese, este îmbrăcată decent, se acoperă, se învelește, îmi spune noi, își face învelitor. Și asta contează foarte mult. Bine, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să umbli ca, era o vorbă în România, ca o țață. Da? Știe să fie și elegantă. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Ei bine, hainele de in subțire și de purpură erau hainele regale, haine împărătești. Să știi să fii decent, dar să știi să fii și elegant și frumos. Biblia nu este împotriva frumuseții, dar Biblia este împotriva indecenții, a provocării, a modului acesta de a superficial sau lașiv sau oricum ar fi să se îmbrace o femeie în așa fel încât să nu fie decentă. Se poate să fii și elegantă, dar și decentă. Îți faci învelitor și apoi fă-ți haine de insubțire și de purpură, haine frumoase, să fii frumoasă, dar să fii și decentă. Asta înseamnă a găsi acel echilibru frumos în așa fel încât știi că ești regină, știi că ești soția unui bărbat pe care îl reprezinți și trebuie să o faci cu demnitate. Influentă. Se spune că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie la fel de puternică sau chiar mai puternică. Oricum ar fi, femeia are, cred, că cea mai mare influență asupra unui bărbat. Influență directă asupra lui, dar și influență indirectă legat de el. Adică ea se poartă în așa fel încât bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Noi cunoaștem cazuri și nu vreau să le fac publicitate, nu vreau să le dau prea mult nume, dar eu rămân surprins, rămân chiar șocat de-a dreptul să vezi ce își dorește o fată, să fie soția unui prinț, unui eventual rege în continuare și să vezi că ea nu-i mulțumită de asta, lasă palatul, se duce nu știu unde și strică reputația unei case regale, strică reputația tuturor și o să mai treacă timp și o să vedem noi ce o să se aleagă de prințul ăsta a fiul risipitor. Cert este că femeia are o mare influență, te poate influența în bine, poate avea o influență pozitivă, te poate ajuta să legi o relație mai bună cu cei din jur sau poate strica toate relațiile. Mare atenție, Laura, pentru că de multe ori
una din marile probleme în familii este că face femeia în așa fel, mireasa în așa fel, încât să-l despartă. Pentru ea, toate neamurile lui sunt un mare pericol. Și atunci încercăm cumva să-l ducem cât mai departe de neamurile lui, de cetatea lui, de orașul lui, de biserică. Încercăm să-l scoatem de acolo cât mai repede, ca ea să fie ea în apele ei, în largul ei, că ea nu prea suportă pe cei care erau cândva. Ei, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea știe să se raporteze în așa fel încât să aibă o influență pozitivă, să fie influentă, dar în mod pozitiv. Pentru că oricum, femeile sunt influente. Au cea mai mare influență asupra unui bărbat, dar depinde ce fel de influență. Și vedem aici o influență pozitivă. Bărbatul este bine văzut datorită ei. Pentru că știe să se poarte, știe să vorbească, știe să se îmbrace, știe să facă multe lucruri și pentru asta, toate astea au un val de influență asupra celorlalți. Laura, asta cred că este una dintre cele mai, pentru mine personal, este cea mai importantă, să fii solară. O femeie poate fi oricât de frumoasă, dacă îi plouă mereu, streașă în aceea care picură într-una, mereu supărată, mereu nu ajunge, mereu cu... Să fii solar, să fii vesel, ea râde de ziua de mâine. Pe lângă ce spuneam, optimism, bunătate, tocmai bunătatea se reflectă și aici, dar tot așa râsul este o terapie care te ajută să stai tu bine, care îți înseninează fața, viața, arăți altfel, te porți altfel și te ajută foarte mult. Ea râde de ziua de mâine. Nu se teme de ziua de mâine, nu se teme de iarnă, nu se teme de perioadele nefaste ale vieții, dar râde de ziua de mâine. Este veselă, știe să fie solară. Zâmbetul ei nu lipsește niciodată. Și zâmbetul este unul dintre produsele cosmetice cele mai simple, mai ieftine și cele mai eficiente ca să dea farmec frumusețe unei femei. Înțeleaptă. Acum, nici nu râz ca nu zic. Înțelept. Ea deschide gura cu înțelepciune. Și învățături plăcute sunt pe limbă. Calități intelectuale. Ea deschide gura cu înțelepciune. Când vorbește, nu vorbește să treacă timpul și bârfe și altele și știe să deschidă gura cu înțelepciune. Știe că are influență și trebuie să aibă învățături, dar învățăturile acelea să fie plăcute, să învețe pe altele. Spune Scriptura, spune femeile în vârstă, să învețe pe cele mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Să fie gospodini, să învețe să fie buni. Ori, dacă auzi o femeie care învață, stai că spun eu cum e să nu faci copii, cum e să pui pe soț la respect și copiii să... Nu sunt învățături plăcute și nu sunt învățături bune. O femeie care deschide gura cu înțelepciune, care învață ce este bun, care învață, dă învățături plăcute, este o femeie binecuvântată de Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute și pe tine. Apoi o femeie, o super femeie sau mireasă văzută prin ochii soacrei trebuie să fie și atentă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Faptul că e solară, faptul că este neînfricată, este optimistă, nu înseamnă că nu mă interesează. Am atâția bani, dar nici măcar nu-i mai număr. Nu mă interesează detaliile. Nu, ea veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Ea veghează, adică este atentă. Este atentă la toate detaliile. Tocmai asta o ajută să se organizeze, asta o ajută să fie neînfricată, pentru că vede că munca merge bine. Apreciată, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude, zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Să știi să fii apreciată, însă să știi că aprecierea nu e o datorie pe care cineva o are față de tine. Am întâlnit de atâtea ori oameni care spun respectul, aprecierea, nu mă respectă, nu mă apreciază, ca și cum atunci când există o formă, o lipsă de respect, este doar problema celui care nu respectă. Oricine învață pe noi Biblia, ne învață altceva. Respectul pornește
de la mine, respectul pentru mine pornește de la mine. Folosește Pavel o expresie, îi spune lui Timotei, spune că cei bătrâni să fie trezi, să fie vrednici de cinste. Respectul trebuie să-l câștigi tu, nu să-l impui și nu să fii supărat că cineva nu te respectă. Aprecierea ține de tine, nu de cel de lângă tine. Trăiește în așa fel încât să fii apreciat, trăiește în așa fel încât să fii apreciat, vorbește în așa fel încât să fii apreciat și vei vedea apoi, respectul sau aprecierea este doar o consecință, doar un rezultat al acțiunilor tale, al vorbelor tale, al comportamentului tău. Deci vedem că după toată această listă lungă de calități de caracter, e o consecință, respectul, aprecierea, lauda, complimentul, felicitările. Deci astea sunt doar o urmare, o consecință. Nu se pot cerși. Eu n-am, dar vreau respect. Nu fac nimic pentru a-l câștiga, nu fac nimic pentru a-l merita, dar pretind respect, pretind laudă, pretind apreciere. Ori aprecierea nu e de altceva decât o consecință. Și ultima, dar nu e ultima, pentru mine cred că este cea mai importantă dintre toate. Nu mai e așa la modă. Nu mai este așa la modă, nu mai este așa bine văzută, dar din punctul de vedere al Bibliei, cred că este calitatea cea mai înaltă, cea mai importantă dintre toate, evlavioasă. O femeie evlavioasă. Adică o femeie care se teme de Dumnezeu. Evlavia înseamnă teamă de Dumnezeu, care se teme de Dumnezeu, care merge la biserică, care ajută pe alții și care îi încurajează pe alții. Dezmierdările sunt înșelătoare. Ce înseamnă? Acum voi știți, în românește iubi, în italian amore, amore. Dezmierdările sunt înșelătoare. Frumusețea este deșartă, adică nu ți ajută la nimic dacă ești doar frumoasă, doar dacă ai lipici, așa când mai spui câte ceva, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Cel mai important lucru este să știi să te temi de Domnul. Să fii evlavioasă, Dumnezeu să te ajute. Mi se pare că am sărit una, poate n-am văzut-o eu, femeia, super femeia este și darnică, ea întinde mâna către cel lipsit. Ea îngrijește de sărac. Are de dat și altora, nu strânge totul pentru ea, strânge și pentru alții. Ajută și pe alții. Este întotdeauna gata să-i ajute pe alții. Așadar, Domnul să vă ajute în continuare. Laura, Domnul să te binecuvinteze, să fii acea, nu știu, cum vrei să o numești tu, super femeie, super woman, super donă, cum vrei tu, mireasa văzută prin ochii soacrei. Aici am avut cuvintele unei soacre, un ideal înalt, dar succes. Eu cred că e realizabil, nu ține de alții, nu ține de împrejurări și de altceva, ține de voință, de determinarea ta. Dacă vrei, poți să fii. Și facă Domnul ca titlul ei să fie Laura, numele ei să fie Laura. Ești încurajată să faci asta și la fel fiecare femeie, fiecare soție din biserică are cel puțin curajul să încerce, să aibă curajul cel puțin să încerce, sau măcar obligația să încerce să fie, pentru că sunt calități realizabile. Sunt calități care țin de voință, de decizie, de alegere și poți să fii, dacă vrei, poți. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze toate surorile, toate femeile. Biblia este pentru noi un îndrumar, este un tipar bun după care ne putem modela caracterul, viața noastră. Așadar, eu am lăsat mai mult Biblia să vorbească și mai mult versetele să ne arate cum ar trebui să arate o femeie ideală. O femeie care se teme de Domnul, o femeie neînfricată, neobosită, darnică, decentă, frumoasă, bună și atâtea și atâtea calități. O femeie care știe într-adevăr să facă cinste, să aibă o influență pozitivă asupra soțului ei, asupra casei ei, asupra familiei, să aibă grijă, să administreze bine toate lucrurile, să poată avea toate
calitățile de care este atâta nevoie în vremea asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze familia și casa. Dumnezeu să vă binecuvânteze viața mai departe și să vă puteți bucura voi și cei care vor urma după voi. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.